Bună ziua, numele meu este Răzvan Mihai, sunt gazda acestui webinar. Am rugămintea să-mi spuneți dacă se aude și dacă se vede bine înainte de a începe. Haideți să vedem. Este mai bine acum? Perfect. Bun. Astăzi avem ultimul webinar closing bell al acestei săptămâni, chiar ultimul webinar al acestei săptămâni și, din păcate, piața nu a fost chiar atât de volatilă, nu a adus chiar atât de multe surprize. Observăm un euro-dolar care a atins un maxim la 1.3504, nu a reușit să stea peste 1.3500. Acest raliu a fost datorat în mare parte unor date slabe venite din Statele Unite. Indicele din sectorul manufacturier a venit minus 2,2, așteptat 5,2 în creștere și prețurile de import tot din Statele Unite, care au fost și ele în scădere cu 0,7% față de o scădere așteptată de doar 0,4%, iar apoi producția industrială a scăzut cu 0,1% față de 0,1% în creștere așteptată. Așadar, date slabe din Statele Unite. În dimineața aceasta am avut din zona euro o inflație în linie cu estimările 0,7% pentru varianta normală și pentru varianta core 0,8%. Per total, euro s-a apreciat în fața dolarului american, după cum spuneam. Ca și nivel de suport putem menține 1,3430 minimul acestei zile, iar ca nivel de rezistență 1,3500. Observăm că pe un interval H1 suntem în continuare într-un canal ascendent, un breakout fie peste latura superioară și o accelerare ar fi binevenită, sau pe de altă parte un breakout sub latura inferioară, sub linia de trend, ar putea duce la o continuare a trendului major și anume în direcție descendentă. GBP/USD. Pe un grafic daily putem observa că avem o nouă sesiune de apreciere pentru lira sterlină. Pe un grafic H1, ultimele ore au adus o apreciere ceva mai frumoasă. Observăm un breakout în momentul de față peste rezistența de la 1.6114 și o continuare a acestei mișcări după confirmarea breakout-ului, mă refer la o închidere peste acest nivel, ar putea duce la un raliu spre 1.6240. 5 este destul de mult până acolo, așadar acest nivel ne putem aștepta să fie atins săptămâna viitoare, în condițiile în care, din punct de vedere fundamental, lira va avea în continuare susținere. USD cu ienul japonez, după ce a retestat nivelul de 100, putem observa că a avut un raliu spre 100,42, acum s-a retras undeva la 100,16. Ar fi interesant să vedem aici o formațiune de tip 1-to-1 care să fie confirmată. Avem un pattern pe un interval M15 Hammer. Dacă prețul va reuși să treacă peste 100,20, atunci ne putem aștepta la o nouă creștere înapoi spre maximele anterioare de la 140. Iar AUD/USD are un pattern foarte frumos pe un interval H1, trend descendent în apropierea linii de respingere a canalului. Observăm că s-a format un pattern de tip double bottom. O închidere peste rezistența de la 0,9385, eu unul a spune chiar peste 0,9400, ar fi un semnal bun, deoarece am ieșit și de sub linia de trend și atunci ne putem îndrepta cu pași rapid spre 0,9480-0,9500 în preajma unei foste rezistențe. Haideți să vedem și piața de capital. Avem DAX-ul care s-a apropiat de un maxim anterior la 9.196, nu l-a atins. După o formațiune de tip shooting star pe un interval H1, avem deja semnale de scădere. Dacă prețul va aluneca sub această linie de susținere, atunci ne putem aștepta la o retestare în următoarele orele pe nivelul 91.30, 9.130. Piața de capital din Statele Unite a avut parte de o mișcare descendentă, 15.846, nivel de minim atins, dar nesusținută această scădere. Dacă maximele de la 15.878 vor fi din nou atacate, atunci sunt șanse destul de mari să vedem Dow Jones-ul formând noi maxime pentru trendul curent, la fel și pentru S&P. Ușor în scădere acum pe un interval H1-H4, suport local la 1787,4, iar rezistență maximul anterior de la 1792.
Mărfurile, în principiu aurul, continuă mișcarea ușor ascendentă. Este de fapt o corecție a acestui trend descendent. Ne apropiem de linia de susținere a trendului, linia aceasta descendentă care urmește maximele. Aș zice un nivel destul de important de rezistență. Se află la 1294, ușor mai sus 1300 de dolari, dacă vrem să luăm ca și zona de rezistență. Iar ca suportul alunecare sub 1279 ar fi semnalul negativ pentru o alunecare înapoi spre 1270 de dolari pe uncie. A fost DAX-ul la până câteva secunde acum, chiar înainte de a trece la piața de mărfuri. O să vedeți la câteva minute după ce vom încheia webinarul publicat pe site-ul www.xtb.ro. Ok, haideți să vedem și petrolul. Petrolul Brent a avut câteva ezitări la nivelul 107,88, un suport anterior. Este chiar în continuare sub linia de trend. Acum avem o formațiune ce seamănă foarte tare cu un shooting star. Eu unul a spune că fie avem aici un pattern de tip pennant, care de fapt anunță o continuare a mișcării anterioare, dar pentru asta am avea nevoie de un breakout peste maximul de la 108,38. Pe de altă parte, dacă această lumânare cu umbră superioară foarte mare va închide în felul acesta, vom avea un semnal negativ și o cădere sub 107,80 ar putea duce prețul înapoi în zona 106,55. Haideți să vedem și petrolul WTI. Acesta a avut parte de mai multe respingeri de 93,08-93,00. Putem considera aici o mișcare laterală cu câteva false breakout-uri sau, dacă dorim, putem uni în felul acesta și să avem o formațiune de tip broadening formation. Puțin mai ciudată, aceasta în general este întâlnită în zone de maxim pe trenduri ascendente, dar ar putea funcționa în același mod, și anume un breakout peste 95-34 să ofere un semnal pozitiv cu țintă ceva mai sus, spre 98-00. Dar să nu uităm că pe un interval H1 avem din nou o umbră superioară destul de mare și atunci avea o alunecare sub 94-23 ar putea confirma o direcție descendentă cu țintă 93-00. E bine, cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Vă doresc o seară plăcută, spor la pip și un weekend frumos și plin de activități.